Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete din cartea 1 Petru, capitolul 4. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă băjacuresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vie și morții. Amin. Vă rugăm să le ocupați locurile. Am însumat câteva gânduri sub un titlu pentru seara aceasta. Cât mai avem de trăit? Titlul nu e o întrebare. Că dacă titlul ar fi o întrebare, niciunul din voi nu puteți răspunde. Știe careva cât mai are de trăit? Ce știm despre viață e că e foarte scurtă. Un abur care abia se ridică și piere, ca un vis la deșteptare, ca o strajă din noapte, ca o iarbă care dimineața e tăiată, seara îi ofilită, zilele se duc asuvei ca țesătorul printre fire. Asta e viața noastră. Viața e foarte nesigură, îi mai sigură moartea. Statisticile sunt crude. Toți oamenii care s-au născut, toți au murit și toți mor. Și moartea e foarte imprevizibilă, nu știm când murim. De aceea n-am pus întrebare cât mai avem de trăit. Doar sub titlul acesta aș vrea să fac o recomandare. Cât mai avem de trăit, să nu mai trăim după pofta oamenilor, ci să trăim după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. O escalada conflictul, nu mai pot fi controlate. Războaie, vești de războaie. Și lumea se înarmează. Militarii cu arme. Și unii cer arme, cât mai sofisticate, cât mai eficiente, cât mai distrugătoare. Ei se înarmează. Populația se înarmează cu baxuri de hârtie, cu alimentele de bază și se gândesc că dacă vine o foamete, cum e preconizat, și mor toți de foame, ei să mai trăiască o săptămână. Da, se înarmează. Creștinii trebuie să se înarmeze și ei. Și pe lângă armătura pe care ne-o dă Pavel în Efeseni 6, și care se referă la încălțăminte, încingătoare, platoșa neprihănirii, scutul credinței, sabia Duhului, avem și coiful mântuirii. Coiful protejează capul, mintea, gândurile. Și vine Apostolul Petru și spune, astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu gânduri. Suntem în seara aceasta să ne facem câteva stopuri de gânduri. Pentru că gândirea e o componentă importantă a biruinței. Războiul nu se duce chiar cu sticla de vodcă, cum se spune. Și știți ce îl duce așa. Războiul se duce cu mintea, cu tehnica. Și vine Apostolul Petru, spune, măi, frați din Siget, hai în seara asta, înarmați-vă cu gânduri. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Doamne, ajută-ne la asta. Dar eu când am făcut o radiografie a gândurilor, am văzut că și astea sunt bune și rele. Ați întâlnit expresiile astea?
Sunt gânduri de pace și gânduri de nenorocire. Ieremia 29, cu 11. Sunt gânduri drepte. Avem referință biblică. Și sunt gânduri stricate. Aminteam dimineață de gânduri stricate și cum se pot strica gândurile. Și atunci am spus, dar ce fel de gânduri, trebuie să fiu foarte atent. Când mă înarmez cu gânduri, trebuie să iau gânduri numai de cele bune. Știți că oamenii au și gândurile. Cineva m-a întrebat, frate Dragoș, diavolul știe gândurile? Am spus, eu cred că nu le știe decât acele pe care le aduce el. Când Ioan 13, noaptea, când Iisus avea să fie vândut, după ce diavolul a pus în Iuda Iscarioteanu gândul să-l vândă. Diavolul aduce până la poarta inimii noastre tot felul de gânduri. Deine, Domnul, înțelepciune să nu le primim. Cain, pentru ce ți-i poți omorâte fața? Nu e așa că dacă faci bine, bine găsești? Păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești, că păcatul vine până în fața ușă. Dar în versetul următor, Cain a deschis ușa și a intrat păcatul în el. Ce fel de gânduri avem noi în seara asta? Și ca să nu greșesc, m-am gândit să iau niște gânduri care sunt dovedit bune. Și vine Apostolul Petru și spune, astfel, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Adică gândurile care le avea Hristos, le pot lua eu în seara asta. Dovedite bune. Cuvântul Domnului încercat, de 7 ori trecut prin cuptor. Și acum eu m-am gândit să iau gândurile lui Hristos. Și dă-ne, Domnul, înțelepciune la toți cei prezenți să ne înarmăm cu gândurile care le avea Hristos. Amin. Amin. Și care erau gândurile lui Hristos? Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit. Domnul Iisus avea gândul suferinței. Noi avem copii. Eu încurajez tare școala. Și le-am spus la copii, măi, învățați, că Biblia spune că voi sunteți cap și nu coadă. Și nicăieri nu scrie în Biblie că dacă ești pocăit, trebuie să te duci în Spania să dai cu aspiratorul să mături păr de câini și de pisici la nu știu care. Nu, nu. Poți să te duci acolo ca fiind cap și nu coadă. Încurajez. Și vouă vă spun, nu știu câți copii, studenți, aveți copii foarte buni, am înțeles. Domnul să vă binecuvinteze, continuați să studiați. Continuați să învățați, alegeți-vă profesie bună, dar dacă vine o vreme de încercare, dacă vine o vreme de prigoană, dacă se întâmplă ca în vremea lui Ceaușescu, a comuniștilor, când studenți eminenți erau dați afară din facultate, când profesori foarte buni au fost trimiși să lucreze la CAP-ul, suntem dispuși, o facem? Ne înarmăm noi cu gândul suferinței? Orice ar fi, dincolo de realizările acestea pământești, cântarea voastră frumoasă, adunați cât vreți, oameni buni, dar toate rămân. Și cu ce ai adunat pentru Domnul, cu aceea te duci în fața tronului de judecată. Suntem gata, suntem dispuși să plătim prețul credinței noastre? Ne-am înarmat noi cu gândul ăsta al suferinței? Am mai spus, pentru mine o laudă. Bunicul meu a fost condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, pentru că era pocăit. Și îmi spune mama, măi băiete, eu am rămas fără mamă de la 6 luni. Și când avem 5 ani, pe tătuța l-a dus la Cernăuți pe 25 de ani. În luna februarie, disculț pe gheață și zăpadă, bătut din post în post, pentru că era pocăit. Și alții. Am avut harul să o mormântez pe sora cărnar Ruxandra, care a lăsat o casă de copii și a plecat pe 25 de ani la Cernăuță. Când am făcut istoricul ăsta al bisericilor, una din rubrici era dacă sunt oameni care au suferit. Și mi-au povestit frații de la Volovâț că într-o seară au arestat 30 de persoane. I-au dus la Cernăuță, i-au condamnat, din care 4 surori. Nu mai vin înapoi niciodată. Au murit în pușcărie. Și-a rămas soț acasă și copii sau necazurile vieță. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup.
avem noi gândul acesta, orice ar fi, să suferim pentru Domnul? La ora actuală, creștinii sunt persecutați. Avem diferite informații, note informative. În lumea islamică, cât de greu e, ce teroare este acolo pentru cei care sunt creștini, sunt omorâți la ora actuală. Poate zeci, poate sute. E o persecuție mai mare ca în vremea lui Nero acum în lumea creștină. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Spunea cuvântul Domnului Petru, în adevăr, ce fală e să suferiți cu răbdare și să fiți pălmuiți când ați făcut răul. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta e plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Când am fost în Israel, în una din vizitele făcute, acolo sunt multe lucruri contrafăcute. Comerț, că evreii știți, facă comerț. Două morminte, două golgote, multe. Dar când am ajuns la Gabata, ni s-a spus acolo, locul ăsta e autentic. 90% aici e Gabata. Era o, așa cum e adunarea asta, poate un pic mai mare, o sală pardosită cu pietre. Și ghidul îi spunea, aici a fost judecat Hristos. Unii făceau selfie, alții făceau poză, alții râdeau. Eu m-am dat într-o parte, am avut un moment de cercetare și mă gândeam că pe lespezele astea au fost vărsat sângele Domnului Iisus. Undeva la stâlpul acela infamie a fost legat și bătut pentru păcatele mele. Și vine Petru și spune, și Hristos a suferit pentru noi. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bajocorit, nu răspundea cu bajocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptul judecător. Asta se spune despre Domnul. Mai citim, dacă vreți, 4 cu cât, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc, din mijlocul vostru care a venit peste voi să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să veseliți și la răstarea slavei Lui. Dacă sunteți bajocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi! Vreți fericirea aceasta? Îi fericire când suntem bajocoriți? Aduc aminte, era un grup de copii se juca în fața blocului și era un copil de 3-4 ani. Și celălalt copil ne-a, bă, pocăitule! Și ăla spunea, da, sunt pocăit, da, sunt pocăit, se bătea cu pumnul în piept, sunt pocăit. Când a apărut pocăința la vicul de sus, era un frate pocăit și fratele da bomboane la copii și spunea, uite, vă dau bomboane, strigați după mine, pocăitul, pocăitul. Și copiii mânca bomboane, zicea, pocăitul, pocăitul. Și el spunea, da, voi mă bajocoriți, dar știți ce înseamnă pocăit? Și începea evangelizarea. Ne bucurăm că ni se spune pocăit. Mi-aduc aminte, un frate a trecut la Domnul, spunea, măi, Dragoș, când ne-am pocăit noi, lumea ne bajocorea că suntem pocăiți. Acum ne bajocorește lumea că nu suntem pocăiți și ar trebui să fim. Aș vrea ca gândul ăsta, că e veritabil, e de la Dumnezeu, gândul care era în Hristos, dacă va trebui să suferim și noi pentru Domnul și Dumnezeu să ne ajute. Noi nu dorim prigoană. Nu dorim prigoană. Spunea o soră de la fratele Popovici, de la Calafindești, într-o noapte au arestat toată conducerea de acolo. Și doi frați au primit 22 de ani, un frate a primit 24 de ani, fratele Tiniuc a primit 26 de ani pentru că erau pocăiți. Fratele Tiniuc, 3 ani de zile o lua bătaie în fiecare zi. Și el spunea, domnule, cine m-a vândut, cine... Și după 3 ani i-a aruncat capitanul, i-a aruncat dosarul. Uite, domnule, era un frate din adunare care l-a vândut. Și-a făcut omul ăsta, parcă 5 ani de pușcărie și-o 6, și-a venit acasă și-a spus, nu mă duc la adunare. Ce să caut acolo, vânzătorii, ce ia? Și-i spune Duhul Sfânt, că era proroc, du-te la adunare. Și când se duce la adunare, se oprește în ușa adunării, fratele care l-a vândut era la amvon și spune, frate, noi suntem copiii lui Dumnezeu.
Și el a vrut să strige, tu ești fiul diavolului, măi. Și Duhul Sfânt i-a spus, stai din gură. Pentru vremea de acum, eu l-am îngăduit acolo. Cât am suferit noi pentru Domnul? Cât a suferit voi? La noi, acum, în lumea asta creștină și modernă, avem persoane care au suferit bătăi, acum, nu pentru Domnul. Eu n-am suferit. Odată eram mecanic locomotivă și din Burdujeni, mergem cu trenul la București. Și am văzut un coleg de serviciu pe peron, Puciabinski Albert, era un catolic. El nu știu numele ăsta, ci neam. Și când l-am văzut, zic, măi Albert, hai cu mine pe locomotivă, până la prima gară, ca el acolo coborea. El a urcat, eu n-am văzut că-i beat. Era mare, voinic, făcuse în sport. Și când m-a văzut cu ochii tului, bă, pocăitule, bă, și m-a prins din cap și făcea, bă, dacă trăia Ștefan cel Mare, vă tăie capul. Eu, băi, Albert, stai, băi, cu minte, stai, băi, liniștit, dacă știam că-i beat. Atât am suferit. A, la o evangelizare mi-o spartă de cauciucurile, știți, nu mai gândesc, că n-am. Și mă gândesc la frață cea dinaintea mea, care a suferit așa de mult. Fraților, noi nu cerem, repet, nu cerem prigoană, că spunea fratele Popovici, băi, nu vă dați mari pe timp de pace. Că eu am văzut păstori și proroci când au ajuns la curtea marțială și au trebuit să fie judecați, tremurau. Și a venit o bătrână cu două turte în traistă și s-a uitat la ei și a zis, ce vă temeți, băi, ce vă temeți, ce pot să vă facă ăștia, măi? Ei n-au ce ne face. Și bătrâna aceea a adus așa o încurajare la toți care trebuiau să vină. Un frate din Plăvălani mi-a povestit când a judecat prima dată pentru credință. Era acolo o clădire mare. Eu adunat pe toți, băi, te-ți pocăiți să veniți aici. Și a spus, care are familie și copii și treabă, se leapă de pocăință, face cruce, sărută icoanele, să plece acasă. Și că lângă mine era un frate pocăit, a spus, măi, eu am niște trifoi costit, mai am nu știu ce. O spus eu, o plecat acasă. Altul spune, eu nu, eu nu mă lepăd, nu te lepăd, du-te acolo. L-a dat după zi, mă auzi, pauc, o împușcătură. Următoare, și o dat la dreapta și la stânga. Acei de la, i-au trimis acasă, după ce s-au gătit judecata, spune, băi, veniți încoace. Îi cheamă pe cei după zid și spune, băi, uite, ăștia spocăiți, mă, nu voi. Ăștia spocăiți, el nu-i împușca, numai îi trăgeau așa și ăștia credea că îi împușcă. Fratele a trăit până la 90 și ceva de ani. Ne-a povestit el asta, când eram eu mai tânăr. Uite, așa a fost prima noastră judecată. Frații mei, e istoria asta. Vorba fratelui Simi, nu aveam scris, o aveam povestit, oamenii mai înfloresc, Domnul să ne ierte, dar cât suntem noi dispuși să suferim pentru Domnul? Înarmați-vă cu același fel de gândire. Când frații erau la Cernăuț, îmi povestea bunicul, s-a adunat la rugăciune, cum puteam. Și a ieșit o prorocie odată. Vă voi da o clipă de libertate, vă veți bucura cu ușile și ferestrele deschise. Iar ție, fâșcule, îți voi da cheile în temnițe. Când românii au întors armii, s-au dat cu rușă, nemții au fugit. Și colonelul ăla neamț, guvernatorul, închisorii, nu știu cum era acolo, când bunicul meu era în pușcărie, o chemat pe fratele Fâșcu de la Sucevița, cu băietul lui, am făcut eu servicii ani de zile mai bătrân ca mine, mecanic locomotivă, și i-a spus, Fâșcule, noi plecăm. Ia cheile, dă drumul la tăți, frate tăi, dă drumul la tăți, când vin să găsească temnița goală. Și ce-a vorbit Duhul Sfânt în temnița acolo, a venit vremea de libertate, uși deschise, ferești, seara asta, stadioane. Duhul Sfânt anunță din cetate în cetate că poporul Domnului va fi încercat. Noi nu ne dorim asta, că nu știm ce facem în ziua aceea. Vorba fratelui Popovici, măi, nu vă dați viteș acum. Să nu îngădii Domnul în duc de frică atunci. Dar ne pregătim și cu gândul ăsta. Dacă va trebui să suferim pentru Domnul, Domnul să ne ajute. Cel care a pătimit în trup, al doilea gând, a sfârșit-o cu păcatul. Gândul suferinței, gândul sfințirii. Cei care suntem în seara aici, aș dori ca Domnul să ne pună în gând ca să o sfârșim cu păcatul. În Tit, capitolul 2, versetul 11, Pavel spunea, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești
și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Așteptând fericita noastră în îndejde și așa mai departe. Harul lui Dumnezeu care îi la sighetul marmației în seara asta ne învață să o rupim cu păgânătatea. Că cel care a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Vrea cineva în seara asta să o sfârșească cu păcatul? Dumnezeu să ne ajute! Și apoi mai spune Filipeni 2:5, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însă și a luat un chip de rob, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, versetul 8, și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Gândul suferințe, gândul sfințire, gândul smerenie. Cum stăm cu smerenia? Aveți în voi gândul care era în Hristos? Nu predic de smerenie, numai spuneam, kilometru zero în practicarea smereniei începe din Filipeni 2:3. Nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de ceartă, ci fiecare în smerenie să privească pe aproapele său mai presus. Frate, simi, ești mai bun ca mine. Sora aceea cântă mai bine ca tine. Da? Păi dacă eu predic cel mai bine, eu prorocesc cel mai autentic, eu am vocea cea mai bună, știi cât mi-ar fi de greu să mă smeresc? Voi te sunteți mici pe nicăieri și eu sunt mare. Dar vine Pavel și spune, nu așa, fiecare pe aproapele mai presus un pic. E mai bun, e mai cântăreț, e mai pocăit, e mai smerit. O putem face? Nu, aici începe practicarea smerenie. Dumnezeu să ne ajute să fim așa. În Deuteronom, capitolul 8, parcă versetul 3, spune că Domnul Dumnezeu te-a purtat prin locuri pustii, fără apă, te-a hrănit cu mană, ca să înțelegi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Eu am numit-o asta dependență de Dumnezeu. Frații mei, 40 de ani, tot am stat și m-am gândit, ce firmă de haine era acolo? Eu nu știam de firmă, că om de la țară. Și cineva îmi spunea, băi, cămașa ta e $3, cămașa mea e 100 și cât. Dar ce mai bună ta ca mea? Uite aici, avea un steguleț, nu știu ce, uite aici de firmă. Și pe stegulețul acela dai 100 de euro în plus, măi, dai de firmă. Eu stam și mă gândeam, 40 de ani, hainele nu s-au învechit. Și era soare, și era colb, pe unde merge eu, prin pustie, doar mergeau acolo cu turmi, cu femei însărcinate, cu copii. Și hainele nu s-au învechit, tot noi, stoc. Oare ce firmă era acolo? O au depins de Dumnezeu? Ba încă un frate spunea că le-au crescut papuci în picioare la ăștia. 40 de ani nu s-au învechit, nu s-au rupt încălțămintea. Să iei o părere babuci cu de tine la copil când ai 2 ani, să-l scoți din facultate cu dânsă. Măi, ce minune ar fi, nu? Ce haine? Ori poate le schimbau între ei, nu știu. Dar ce firmă de haine? O depinzi de Dumnezeu? Păi dacă fugeai dimineața cu omirul, cu ulcica aceea, cum se spune în Moldova, și era mana, aveai ce mânca, dacă nu, n-aveai ce mânca. Dacă din stâng țâșnea apă, aveai să bei, dacă nu, nu bei. Evreii au depins de Dumnezeu. În practicarea smereniei trebuie să recunoaștem că depinde de Dumnezeu noi. Spunem amin. Amin. Dar depinde și unul de celălalt. Eu am predicat la o căsătorie de dependență asta și un frate de la noi de acolo a predicat, bărbați, nu țineți pe necaz pe nevestele voastre? Și spunea el, de ce? Unu, rugăciunea vă e împiedicată. Și a spus, dar în afară de asta, să vezi cât e de greu să fii certat cu nevasta. Nu știi unde sunt ciorapi, nu știi ce cămeașă să iei, nu știi, bă, depinzi de ea. Depind frață, de surori? Recunoaștem? Dar și surorile, depindeți mult de frață. Noi depindem și în adunare, depindem unul de altul. Eu depind de cântarea voastră. Acum, adică nevasta bolnavă de multă vreme, am depins de rugăciunea sute de frați. Și când îmi dădea telefon, frate, dragul, și ne rugăm, slăvit să fie Domnul, m-a încurajat. Noi depindem, avem nevoie unul de altul, fraților. Ăsta-i gândul smerenie. Nu putem spune ca în Corinteni 12, piciorul, mâna nu poate spune piciorul, n-am trebuință de tine. Nu!
Că noi suntem un trup, suntem mădulare, suntem răscumpărați de Hristos, suntem plătiți foarte scump de sângele Domnului și acela pe care vreau să-l dau afară, nu e al meu, e al lui Hristos. Avem nevoie. N-am nevoie de tine. Cred că m-am povestit. Eu am un cumnat dirijor de cor, foarte bun, un pic cam ofturos. Mai face el figure, așa, nu știe cum să le iei. Și eu de la Amvon am spus, fraților, să nu creadă cineva că dacă nu, el nu merge adunarea. Să nu creadă fratele dirijor că dacă nu vrea să dirigeze, nu mai merge corul. Domnul scoate altul mai bun. Și ca să nu-l supăr, spuneam și eu ca păstor. Nu cred că eu nu cred că dacă eu nu știu ce, nu mai sunt păstor. Domnul poate scoate altul mai bun ca mine. Știți ce s-a întâmplat? El a rămas dirijor mai departe și acum și pe mine m-a schimbat. Așa exact cum am predicat eu de la Amvon. Că dacă noi credem că suntem din neînlocuit, eram odată la CFR-ul, era un fel de armată. Și a venit un director și a spus, băi, eu mă bat pentru voi, eu mă lupt pentru voi, și cu sindicatele, și cu administrația, că dacă nu eram eu, dar unul gros, domn director, cimitirile spline cu oameni din neînlocuit. Și a început a râde, s-a pierdut ăla. Să nu credem că noi suntem grozavi, că Dumnezeu nu rămâne fără mărturie. Dar noi avem nevoie unul de altul, depindem unul de altul. Și apoi acolo în Filipeni 2:8 s-a smerit și s-a făcut ascultător. Cine n-ascultă, n-ascultă din cauza mândriei, nu că el e tare ipocăit. Eram într-o adunare, timp de rugăciune, două surori acolo, doi frați acolo, o soră din coace, doi băieți din coace. Am spus, măi fraților, așa cum e la țară, lemnele pus în grămadă, hai un pic mai aproape, vă rog frumos. Nimeni, domnule. Zic, bă, dar mândri mai sunteți. Doar aia de mândrii nu s-au mișcat de pe locurile lor, că s-a smerit și s-a făcut ascultător. Dumnezeu, să ne dea gândul smerenie și noi. Și apoi, putem vorbi din Filipeni, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug, acceptăm condițiile care ne le oferă Dumnezeu și mai este încă o dovadă a smereniei, când știi să-ți ceri iertare. E greu, e greu. Eu am predicat odată despre asta și eram în diaspora, într-o țară, nu vă spun chiar unde, și un prieten de-al meu, gazda, mi-a spus, băi, frate, dragul, și ai vorbit tu de a ceri iertare, unde o recunosc? În viața mea nu mi-a cerut niciodată iertare. Face o pauză, cum se spune, punct și virgulă când scrii, și spune, drept e că nici n-am greșit niciodată. Nevasta pregătea o oală cu borș, pune oala în cel jos, pune mâinile pe cap și spune, Doamne, iartă-l și de data asta pe bărbatul meu. Păi nu o să poate să nu greșim. Și dacă tot am greșit și am recunoscut că am... De ce să nu spune, măi, te rog, iartă-mă? Am greșit, dar să fiu mai atent. Eu cred că pe aici e pocăința. Că frații noștri bătrâni spunea că pocăința începe de la lingură și furculiță. Nu de la Amvon începe pocăința. Și dovada smerenie este că atunci când greșim, să ne cerem iertare, să ne ajute Dumnezeu. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Gândul posibil să suferim pentru Domnul, gândul sfințenie, o rupem cu păgânitatea și cu poftile lumești și gândul smerenie. Domnul să ne-l dea. Și acum astea-s gânduri. Dar hai să vedem ceva de fapte, de la gânduri, să trecem la fapte. Și următorul verset sunt fapte. Ajunge în adevăr că în trecut a străcăit făcând voia neamurilor. Care are curajul în seara asta? Care a dus o viață așa aproximativă, o relație tare incertă cu Dumnezeu? Să spună, ajunge. Până în seara asta și din seara asta ajunge. Ajunge în adevăr că în trecut a făcut voia neamurilor și a trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. Ajunge trăirii lumești. Sintetizăm ideea. Ajunge. Acum nu cred că dumneavoastră trăiți în beții și... Parcă în Deuteronom 29:19 spune, nimeni după ce a auzit cuvintele legate cu jurământ să nu zică în inima lui, voi avea pace chiar dacă voi adăuga beția la sete. N-avem voie.
Eu nu îmi permis să fac nimic imbețiv. Cineva îmi spunea, domnul cruitor, eu nu beau decât 100 de grame la masă. A spus, măi, la 3 mese, 300 de grame. Cât s-a nevoie, de aici 70, câte butoaie de rachiu ai băut până acum? Că dacă adun cât ai băut într-o viață și spui, uite, butoaiele este atât să adumi tale, poți să-l faci bețiv? Eu nu știu dacă aici mai bea cineva, dar eu vă spun că ajunge oameni buni. Într-o seară târziu mă cheamă o familie, o soră în vârstă, și spune, tata este tare bolnav, vine și dă-i botezul, că el de mult vrea să iei botezul. Tata s-o avea spre 90 de ani. Măi, hai să stăm de vorbă. Mă duc, stau de vorbă, dar eu știam că el voia să se pocăiască, dar mai trăgea câte un pahar. Și am spus, frate, uite, noi te botezăm acum aia, dar matale mai bei? Măi, nu mai beau, măi băiete. Dar mai ai o sticlă în casă de băutură? Uzi că am o sticlă rachiu de corcodușă. Zic, bun, adun coace, matale cu mâna matale o trântești de asfalt și după aceea te botez. El spune, păcat de dânsa, mai bine o dau la cineva să o bei, mă. Am spus, soră, îmi pare foarte rău, tata matale nu-i bun de botezat. S-a supărat un pic, trebuie să aduc popa la casă dacă moare. Măi, noi ne rugăm Domnului să nu moară. De la 80 și ceva, o trăi până la 94 de ani, parcă. În ultima perioadă a vieții s-a pocăit, l-am botezat, când merita botezat, și l-am omormântat noi ca pe un frate al nostru. Nu știu dacă aici la Sighe se mai practică băutura, dar Biblia să nu spună că cineva o să spună, eu am pace, știi? Uite, exact cum aia. Dacă mai adaug bieție la sete, Domnul să ne păzească de gândul ăsta. Acum eu vă mărturisesc că am trecut de 62 de ani. În viața mea n-am pus limba pe bere, pe vin, pe rachiu, pe orice, pe nimic, nimic. Și uitați-mă, am 100 și ceva de chile. Nu o să chiar moare dacă nu bei un pahar, cum spune, și doctorul recomandă că trebuie alcool. Dumnezeu în natură a pus alcool. Mănâncă o fructă și trupul tău ia alcoolul de acolo. Nu-l duce cu paharul la gură. Apoi nu trăim în bieții, nici în chefuri, nici în ospețe, nici în slujiri dolești neîngăduite. Aici o remarcă scurtă din Coloseni 3:5. De aceea omorâți-mă dolarele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Îi atins careva de lăcomie? Este un frate, o soră care este lacom? Să se ridice în picioare. Măi, ce pocăință la Sighe. Am fost odată cu un frate păstor în Ardeal, ne-am rugat să ridică fratele păstor și spune, mi-a arătat Domnul că aici este un mare duh de zgârcenie. N-am avut niciodată așa o lucrare. Cine e cel mai zgârcit? Să se ridice în picioare. Să ridică unul în picioare. Acum fratele a rămas și el surprins. Măi, frate, nu e bani. Am întrebat, cine e cel mai zgârcit, frate, n-ai înțeles? Omul începe să plângă și spune, am înțeles, cred că eu sunt cel mai zgârcit. Bun, frate, rămâi la urmă. Eu, ca să întăresc cele spuse de proroc, am spus, fraților, eu n-am avut de la Domnul că sunteți zgârciți, eu am din fire că sunteți zgârciți. Uite, acolo numărat nu știu câte scaune rupte, mocheta-i roasă, n-ați dat cu var nu știu câtă vreme, asta însăși firea vă învață. Și frate, la urmă, zic, mai veniți până la noi, fraților. Zic, venim când vi se duce duhul de zgârcenie. Măi, peste o lună și ceva ne-a sunat. Fraților, veniți până la noi? Băi, vi s-a dus zgârcenia? Da, când ne-a dus adunarea Bibelu. Dar la urmă am vorbit cu fratele acela și am spus, frate, de ce te consideri cel mai zgârcit din adunare? Băi, fraților, eu nu știu să vă ajutat pe careva. Și în afară de faptul că nu ajut, când se face o strângere, o colectă, pentru nevoie să lucreze. Cum lucrez eu? Pe mine nu am avut nevoie nimeni să mă ajute, să pui mâna să lucreze. Toată viața așa am făcut. Măi, plângea omul. Eu cred că Domnul l-a cercetat și s-a pocăit. Și acum, lăcomia care este o închinare la idol. Hai să renunțăm și la lăcomie. Și așa v-aș spune, măi băieți, mai cântați odată cântarea aceea. Ai strâns, ai strâns și în curând le lăsăm. Vine o zi, frate mie, când le lăsăm pe toate, când nu-ți mai trebuie nici avere, când nu mai poți bea nici un pahar de apă, când, Doamne ferește, vine ăștia de la nor și îți dă
o bombă în casă și s-o dus cu tot palatul tău, dar ce i-a adunat pentru Domnul, cu aceea rămâi. Să ne dea Domnul gândurile înțelepte. Ajunge în adevăr. Vrea cineva să pună capăt trăirii acestei lume? Doamne, ajută-ne la aceasta. Și am mai întâlnit o expresie, ajunge interesant, am meditat la ea. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, spunea Domnul, că ziua de mâine vine cu necazul ei. Ajunge zilei necazul ei. Măi, e război în Ucraina. Eu mă gândeam, da, dacă atacă și România? Sau dacă vine foamete aceea care îți preconizează, v-ați gândit? Ia gândiți-vă la noapte, dacă vine o foamete mare, ce faceți? Sau dacă vine valul 6 de pandemie, iară cu mască, ce facem? Hai să ne îngrijorăm tare. Și eu întreb, dar cu ce vă ajută dacă vă îngrijorați? Și știi care am văzut eu lipsa de înțelepciune? Că noi luăm grijile din viitor și necazul din viitor și îl consumăm tot astăzi, aici, acum, să fie mult, grămadă. O fată odată la facultate, a reușit, trebuie să fac 4 ani de facultate. Și mama fetei îmi spunea mie, o reușit la facultate, dar când termină, ce faci? Eu spun, măi, dar nu dar niciun examen, încă nu a intrat, nu a făcut anul întâi. Tu iei grija de peste 4 ani și o consumi azi. Ce faci când termină? Lasă-mă, până atunci vine Domnul, moare, o vedea noi. De ce să adunăm grija de mâine, de poi mâine, de peste 7 ani și să o consumăm acum toată? Și Domnul spune, stai liniștit, ziua de mâine are necazul ei. Ajunge zilei necazul ei. Eu întreb pe toți care sunt aici, v-ați propus să nu vă mai îngrijorați? V-ați propus să nu mai purtați cu voi duhul de frică? Și dacă vi-e frică de război, ce credeți că scăpăm? Odată am fost la o soră, avea probleme, am mai spus eu asta, o soră în vârstă, bătrână. Și am spus, soră, dar de ce te temi? Că mă tem de Putin. Și am spus, crezi că Putin are grija mea tale, soră? Nu, cât e grija are Putin ăsta? Mulți gândește la o babă de 80 de ani. Da, frate, tare mi-e frică de Putin ăsta. Stai, soră, liniștită, că nu vine Putin la dumitale. Și dacă te temi, ce faci? Cu ce ajut că te temi? Poate un om îngrijorându-se să adauge un cot la lungimea vieții lui? Uitați-vă la crini pe câmp, uitați-vă la pui de corb, ăștia nu seamănă, nu oară, n-au grânar, Dumnezeu îi hrănește. Și cum îți crini de frumoși, ni Solomon în tătă splendoarea lui nu a fost îmbrăcat așa. Ajunge necazului? Ajunge îngrijorărilor? Ajunge. Și mai am o expresie, ajunge, la care am meditat eu. Parcă în Deuteronom 2 cu cât cu 3, Moise a spus la evrei, măi, ajunge de când ocoliți muntele ăsta, hai, luați-o spumează noapte. Evreii 40 de ani s-au învârtit în... și dacă ar fi stat pe loc, dacă se opreau la Elim, acolo erau 70 de finici, 12 izvoare, întindeau cortul și dacă stăteai pe loc 40 de ani, îți trebuia răbdare. Dar ei nu au stat pe loc, ei au mers prin nisip, greu, greu, asudați. Însătați, tot o mers, și nu o mers nicăieri, o stagnare totală. O muncit, o trudit, degeaba. Și Moise îi spune, gata, vei, ajunge. Nu, de acum luați să-ți primează noapte, încolo e peninsula Sinai, încolo e Gilgal, încolo e Iordanul, e Canaanul, pucerim țara. Eu am spus, rătăcirea acesteia, nu-i spunem odată, ajungem. Că evreii când au rătăcit, spune în Evrei, capitolul 3, versetul 10, că ei au rătăcit în inima lor. Acolo e prima rătăcire din Evrei 3 cu 10. Au rătăcit în inima lor. Și rătăcind din inima lor, au urmat și rătăcirea aceea fizică, înconjurând un munte 40 de ani. Spunea în Ioan acolo Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Eu am găsit niște căi, niște refugii pe care oamenii le au, dar nu-s decât rătăciri. În Osea, capitolul 4, versetul 12, spune că Duhul de curvie te-a rătăcit. Așa scrie în Biblie. Frații mei, eu am spus că toate păcatele astea au în spate un duh puternic.
curvia e dată de un duc de curvie și din Osea 5 cu 4. Minciuna e dată de duc de minciună. Împărați 22 cu 22. Răzvrătirea, duc de răzvrătire din Deuteronom. Sunt păcate din astea care creează dependență, sunt foarte puternice, că au în spate un duc foarte puternic. Și nu-i decât să înfăptuiești curvia. Când am predicat odată de curvie, am vorbit din Tesaloniceni 5:23. Duh, suflet și trup. La toate cele trei nivele se poate întâlni curvie. Curvie în duh, că evreii au păcătuit cu lemnul și cu piatra. Curvie la nivel de suflet, că dacă uitați pe o femeie și ai poftit-o, ai și păcătuit. Și curvie la nivel de trup. Dar curvia asta atâta e de promovată în ziua de astăzi, păcatul ăsta al desfrânării, al senzualității, atât ai de promovat că trebuie să ne rugăm și pentru tineri în mod deosebit, dar și pentru bătrâni. Dumnezeu să ne păzească de Duhul ăsta, fraților. Că Duhul ăsta ne duce în rătăcire. Să ne păzească Dumnezeu. Și apoi mai sunt și alte rătăciri care pot să ne împiedice înaintarea pe calea aceasta. Scrie în Obadia, parcă versetul 4. Mândria ta, sau 3 sau 4, vezi, nu mai știu. Mândria ta te-a dus în rătăcire. Mândria îi duce pe oameni în rătăcire. Sau dacă vreți, în Iuda, capitolul 1, cu un capitol are, versetul 11. Vai de ei! Au ajuns în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Pentru că lăcomia este o rătăcire. Mândria, și nu vorbim de asta, e o rătăcire. Curvia este o rătăcire. În seara asta eu sunt pus aici să vă spun, oameni buni, ajunge. Ajunge că în trecut ați trăit făcând voia neamurilor, poftele oamenilor. Hai din seara asta să facem voia lui Dumnezeu. Și mi-am propus să vorbesc mai puțin în seara asta, dar vreau să închei cu un lucru. Voia lui Dumnezeu. În primul rând trebuie cunoscută. Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu trebuie cunoscută. În Fapte, capitolul 22, versetul 14, Ananie îi spune, Dumnezeu te-a ales ca să cunoști voia Lui. Aș vrea ca Domnul să ne facă descoperit voia Lui. În armată, eu am făcut armată, nu aveai dreptul decât la o singură replică. Să trăiți? Am înțeles. Care a făcut armată? Și îmi spunea comandantul ceva, el o leacă iute, o leacă bâlbâit, și eu, să trăiți, am înțeles. Mă întorcea, măi, ce-o spus aici? Că e rău când nu știi ce să faci. Sunt istorii hazli de români care au plecat prin Austria să lucreze și nu cunoșteau limba. Și ăla le vorbea și eu făcut cu totul altceva. Știu că unii o dat în coială, ăla le-a arătat că trebuie să pui ceva, i s-a apucat și o dat în coială la casă. Când a venit neamțul, a pus mânul în cap. Că e așa, o înțeles, dacă nu știi ce trebuie să faci. Dar Domnul să ne descopere voia Lui. Dumnezeu să ne descopere voia Lui. Și apoi spune în Ioan, în capitolul 7, parcă versetul 17, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va cunoaște. Că Domnul nu satisface curiozitatea, să știu care e voia lui Dumnezeu și atât, nu. Vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu? Dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască. Oamenii sunt curioși. În Ioan, pe finalul Evangheliei, vine Domnul Iisus, îl ia pe Petru, îl întreabă dacă îl iubește și îi dă turma. Petru, paște, melușei, oiță și oi. Și Petru, marele păstor, acum a pus de Domnul, îl vede pe Ioan și spune, dacă el ce o să fie? Domnule, ce-ți pasă ție? Că noi suntem curioși, ce cu ăla, ce cu aia, mântuit ăla, mântuit aceea, nu. Domnul nu satisface curiozitatea. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Să ne dea Domnul voința asta. Și apoi voia lui Dumnezeu trebuie acceptată după ce o cunoști, ca în Fapte 21:14. Când am văzut noi că nu-L putem lămuri, am zis, facă-se voia Domnului. Nu intrăm în detalii despre voia lui Dumnezeu, că e mult de vorbit. Dar în seara asta ajunge în adevăr că în trecut ați trăit făcând voia neamurilor. Acum hai să facem voia lui Dumnezeu, că voia lui Dumnezeu e răsplătită.
în Ioan capitolul 9, versetul 31, unul care nu era teolog. El nu știa teologie deloc și spunea, mă, de ăsta e un păcătos. Eu nu știu. Eu una știu, că Dumnezeu pe păcătoși nu-i ascultă. Dar dacă cineva face voia lui Dumnezeu, pe acela îl ascultă Dumnezeu. Aveți nevoie ca Dumnezeu să vă asculte rugăciunea? Să vă vindice bolnavii? Să vă binecuvinteze casa? Faceți voia lui Dumnezeu, că vă ascultă. Și întreba odată un psalmist, Doamne, cine va locui pe muntele Tău? 15 psalmul cu versetul 2. Cel ce spune adevărul din inimă și face voia lui Dumnezeu. Iar în 1 Ioan capitolul 2, versetul 15, 16, 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, sunt din lume. Și acum, și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui. Suntem în seara asta să ne facem stocuri de gânduri bune. Gândul care era în Hristos Iisus, gândul suferinței, al sfințeniei și a smereniei. Vrea cineva să se înarmeze cu astfel de gânduri și să strige apoi alături de Petru și de noi cei mulți. Ajunge în adevăr, ajunge necazul, ajunge trăirii lumești, ajunge stagnării, arătăcirii noastre. Ne hotărâm din seara asta să facem voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Amin.